Bună dimineața, oameni buni, și bine v-am găsit la un episod. Numele meu Semi și astăzi, oameni buni, suntem din nou pe bicetă. O să mă auziți cam înfundat, așa puțin, din cauza faptului că am cagula la gură și mă vorbesc în cagulă. Deoarece afară sunt 2 grade, oameni buni. Este 13 octombrie și deja sunt 2 grade. Deci vreau să mă gândesc câte grade o să fie în decembrie sau în ianuarie, dacă deja acum sunt 2 grade dimineața. Și probabil o să mă întrebați, dar cum o să mergi atunci cu bicicleta? E bine, chiar astăzi o să vă povestesc despre cum mă duc eu cu bicicleta pe timp de frig. În primul și în primul rând, trebuie să fii îmbrăcat, hai clar. Și mult mai îmbrăcat ca și atunci când pur și simplu stai pe loc și nu faci nimic. Elementele de bază sunt pantaloni termici pe desubtul pantalonilor, normal, mănuși, cagulă, căciulă. Și tu cum ești îmbrăcat acum, la 2 grade? Păi eu la 2 grade am niște blugi, pe desubtul blugilor am niște pantaloni termici, sau ismene, cum se zice pe la noi, dar am un tricou, o bluză, geaca și atât. Nu trebuie să fii îmbrăcat foarte gros, pentru că tu pe bicicletă te încălzești. Și în momentul în care tu te încălzești, o să începi să dai jos din ele și după aia nu o să mai fie bine deloc, pentru că o să fii transpirat, o să-ți circule frigul din zonele transpirate și nu știu ce e deloc. Cu cât crește temperatura de la 2 spre 12 grade, de exemplu la 12 grade îmi iau doar tricou și geacă, atât. Sau poate îmi iau un tricou, o bluză și eventual mai iau o bluză ceva mai groasă puțin. Dar nu-mi iau geacă. Să nu-mi iau bluză, tricou și geacă. Pentru că de-aia sunt 3 straturi și la 3 straturi 3 straturi merg când scade sub 10 grade. Să depinde și cât de groase sunt acele 3 straturi. Deci sunt mai mulți factori care influențează toată treaba asta. Ideea e că fiecare organism e diferit care simte frigul altfel. Eu nu pot să vă dau o recomandare exactă cum să vă îmbrăcați. Dar mănuși, cagulă și căciulă, dacă le veți pe astea la sub 10 grade, nu o să vă fie frig niciodată. De obicei, oamenii se îmbracă foarte bine în părțile interioare și extremitățile le lasă libere, goale. Tot frigul este resimțit din extremități spre interior și nu invers. La interior se degajă foarte multă căldură, mai ales dacă faci și mult efort pe bicicletă. Din cauza asta, extremitățile trebuie acoperite mai mult, dar interiorul mai puțin. Adică mânușile astea sunt mai groase decât geaca plus, bluza plus, tricoul. Pentru că eu cu mâinile nu fac nimic. În spate, la mine se mișcă mușchii și alea produc căldură și acolo n-am nevoie de un strat așa mare de protecție la frig, pentru că acolo se degajă mult mai multă căldură ca la mâini sau ca la și la cap. La fel, eu cu capul nu fac acum nimic, nu fac nicio mișcare, nu degajă foarte multă căldură. Adică dacă stau să fac logaritmi și matrice, atunci ce mă prind pe bicicletă. Ideea e că capul și mâinile, în special gâtul, trebuie acoperit, pentru că altfel o să-ți fie frig. Cam asta ar fi așa în mare ideea cu îmbrăcatul pe timp de frig. Deci cam asta, mănuși, cagulă și căciulă și restul după cum simte inima ta. Fiecare organism este diferit și fiecare simte frigul altfel. Ideea e că trebuie să luați în considerare faptul că voi să simțiți frigul la extremități mult mai rău decât îl simți atunci când stai pe loc. Și o să simți frigul pe partea interioară, adică la picioare și la corp, mult mai puțin pe cât îl simți atunci când stai pe loc. Pentru că tu ești în mișcare. Fiind în mișcare, tu față de atunci când stai pe loc, o puțin erați de căldură. Și trebuie să alegi un strat ceva mai subțire pe partea interioară și un strat mai gros pe partea pe extremitățile corpului. Asta este tot secretul ca să nu simți frig. Dacă tu faci treaba asta, o să fii câștigat și nu o să fie frig, o să pedalezi de drag.
exact cum fac eu acum. În momentul de față, eu nu simt gram de frig. Dacă te îmbraci corect, nu o să-ți fie frig niciodată pe bicicletă. Și cu asta am rezumat tot. Acum poate îmi puneți altă întrebare, ok? Dimineața vin îmbrăcat. Așa, nu ți-e frig. Dar cum faci dacă vine iarna, dacă vine zăpada? Ce să faci dacă drumul o să fie acoperit de polei? Ce să faci dacă drumul o să fie acoperit de zăpadă? Cum ai fi atunci la școală? E bine, dacă vă întrebați, în ultimii 5 ani de zile, drumul a fost acoperit de zăpadă timp de 3 zile, dacă nu mă înșel. Sau 2 zile. Nu mai știu exact, sigur. O zi știu sigur că a fost acoperită. A doua zi, cel puțin jumătate, știu sigur, din nou. Dar a treia zi nu mai țin minte exact sigur dacă a fost. Pentru că a treia zi de asta s-a topit. Ori dacă stare pe jos și s-a topit foarte, foarte repede. Ce faci dacă plouă? Ce faci dacă ninge? Ce faci dacă viscolește? E bine, astea subiecte pe care o să discutăm în alt videoclip. Cam atât ar fi și cu acest video. Dacă v-a plăcut și v-am lămurit în privința asta, cum nu mi-e frig cu bicicletă, apăsați și voi acolo butonul de like. Abonați-vă la canal să facem cât mai repede 1000 de abonați. Eu am fost Emi, eu desigur ne vedem data viitoare. Salutare, pa, pa!